este și ce nu este o sursă de informare? O sursă de informare este o entitate care oferă cunoștințe, date sau informații pe un anumit subiect. Poate fi o persoană, o organizație, un document, un obiect sau un eveniment. Tipurile de surse de informare. Surse primare. Oferă informații direct și originale, neinterpretate. Exemple. Articole științifice, documente oficiale, rapoarte de cercetare. Surse secundare. Interpretează, analizează sau sintetizează informațiile din sursele primare. Exemplele pot fi manuale, enciclopedii, articole de presă. Sursele terțiale oferă o sinteză a informațiilor din surse primare și secundare. Exemplele sunt blogurile, rezumatele, prezentări. Calitatea unei surse de informare poate fi evaluată prin acuratețe. Informația este corectă și actualizată? Credibilitate. Sursa este de încredere și are expertiză în domeniul respectiv? Obiectivitate. Informația este prezentată imparțial, fără opinii personale? Relevanță. Informația este pertinentă pentru subiectul de interes? Completitudine. Informația este cuprinzătoare și acoperă toate aspectele subiectului? Ce nu este o sursă de informare? Opinie personală. O opinie este o convingere sau o perspectivă individuală, neapărat bazată pe fapte. Zvon. O informație neconfirmată, transmisă oral sau prin rețele sociale. Propaganda. Informație distorsionată sau manipulativă, cu scopul de a influența opinia publică. Dezinformarea. Informație falsă sau înșelătoare răspândită intenționat. Este important să fim critici cu privire la sursele de informare pe care le folosim și să le verificăm acuratețea și credibilitatea.